Am toți la neața, vineri este ziua de X-Factor. Radu Lupăștean este puștul care a cucerit inimile juraților, inimile publicului și ceva, doamne, de pe la noi din redacție, că de aia te-am căutat, de, am dat de tine, mai repede îl găseam pe Robbie Williams. Da, nu credeam că o să ajung aici, adică am fost la X-Factor, am luat 3 de da și am crezut că... Na, nu o să mai merg numai la X-Factor. Da, și am fost sunat. Eram la școală și m-a anunțat mama că trebuie să plecăm. Și ieri la 1 am venit la voi. Ești ușor obosit, tu ești din Târgu Neamț. În ce clasă ești? A 8-a. Clasa 8-a. Mă, s-a schimbat cumva, și știi la ce mă refer acum, că vorbim ca între bărbați. S-a schimbat ceva de când ai apărut pe scena de la X-Factor, în episodul de X-Factor? Pe la școală, așa? Da, la școală... Fetilii, nu. Păi eu dacă apăream... Bine, apar de 4 ani la X-Factor și asta cu fetilii nu s-a schimbat nici la mine, dar, mă rog, nu mai sunt de vârsta ta. 14 ani, nu? Da, 14 ani. Păi când o să faci 18, ce o să faci, mă, băiatule, dacă deja plâng oamenii pe la colțul după tine? Nu știu, nu. Nu te-ai gândit la chestia asta? Nu. Da? Trebuie să lucrăm la atitudinea ta de star. Da. Ți-a plăcut la X-Factor? Foarte mult. E o experiență interesantă? Wow! Adică te vezi în fața unui public imens, a 3 jurați super tari, importanți. Da, adică nu cine știe ce oameni. Îți mai aduce aminte ce au spus jurații de tine? Sincer, nu mai mi-aduc absolut nimic aminte. Eram în spate cu părinții tăi și mi-am dat seama că ești alt om pe scenă. Da. Îți arătăm niște imagini ca să vezi cât de tare i-ai mișcat pe cei 3 membri ai juriului. Okay. Dați-mi și mie imaginile cu... imediat după ce ai cântat. Păi ești atât de frumușel. Mulțumesc. Deci dacă era gagică... Ești frumușel rău de tot și emanie, așa emanie, stare pozitivă, vocișoara ta, care e în formare, evident. Dar știi ce interesant? Că l-am crezut. Există oameni care ating toate notele, dar nu-i crezi deloc, înțelegi? Pe tine te-am crezut, tu erai cu mânuța așa, cu mă părăsește, mă părăsește, eram, am să vedem, știi? Te-am crezut, adică ți s-a întâmplat. Mare lucru ăsta. Delia, Lilia, acasă? Știi ce nu știe el? Și nu știu dacă știe, dar e un secret. Tu nu știi cum poți cânta, de fapt. Tu poți cânta fabulos de frumos. Nu știu, mă, colegi, eu îl vreau. Păi stați puțin, că și eu îl vreau, adică nu e... Eu îl vreau. Eu am zis, am fost singura care am spus-o. El are un potențial fantastic ca voce. Eu asta aud. Are pachet, are pachet, are tot pachet. Păi nu mai pot să stau, Ștefan, să votez. Ștefan, votul tău e... Da, mă, Radule, da! Delia! Normal că da. Radu Lupăștean din Neamț, mai 3 de da. Și atunci erai obosit. În 2-3 ani. Da, vedeți care este diferența între X-Factor și alte concursuri de gen. Noi nu lucrăm cu profesioniști pe scenă. Cei care vin să cânte, în foarte puține cazuri au mai avut experiența asta. Noi lucrăm cu oameni normali, cu destine pe care uneori le și schimbăm, cu puști și puștoace pe care îi descoperim și care, credeți-mă, peste 4, 5, 6 ani vor fi în topurile muzicale, pe la radiourile românești și pe scenele mari din România, dacă nu și afară. Îți mulțumim tare mult că ai venit. Mulțumesc că m-ați invitat, în primul rând. Vrei să saluți pe cineva? E o ocazie unică. Sincer, nu. N-am pe cine. E vreo fată așa care nu te bagă în seamă în Târgu Neam și ai vrea să-i spui, uite mă, am ajuns la ăia doi pârliți. Nu, nu. Și m-au lăsat să spun ceva. Anișoara, Rodica, Anemona, nu? Nu, a? Tu ești cu chitara și lecțiile de cant în perioada. Chitara și muzica. Am înțeles. O să, la 18 ani o să zici, bă, fraier am fost când am zis ceva.
mulțumit tare mult că ai venit. În seara asta 20:30 X Factor, episodul 9, este ultimul episod de audiții și apoi trecem în bootcamp. Te aștept în fața televizorului ca să consumăm împreună momentul, da? Da, mulțumesc frumos. Stai pe loc, nu te mișca. Poți să mai stai pe aici. Costă nimic, uite, ți-am dat din apa colegului Dani. Da, mulțumesc. Mâine, poi mâine o să te tun scurt, îți iei motor și înveți oamenii să adopte animăluțe. Da. Radu Lupăștean la Neața, o prezență spectaculoasă în X Factor. Credeți-mă, mai avem aș în mânecă, în această seară puteți vedea o parte dintre cei mai buni. După care sărim în zona de bootcamp, când, credeți-mă, trierea este una dură, dar specifică unui astfel de concurs. Da.